Bună seara, concluziile domnului Mergeare din finalul meciului Poli Viitorul 1-1. Bine, că bun. Declarația mea dinainte de joc am zis că cu Viitorul și un punct e bun, ținând cont de felul cum joacă Viitorul, o echipă mult omogenă, joacă de câțiva ani împreună. Dar eu cred că prima repriză ne-a aparținut, a fost o repriză foarte bună din partea noastră. Bine, au avut o posesie bună, dar nu au fost periculoși, au avut un singur șut pe poartă. Noi am avut un gol, care l-am marcat plus încă ocazie cu Kevin. Am să facem 2-0 și atunci cred că dacă am fi făcut egal, regretam. Eu am și spus înainte de meci. Este o echipă în care un singur gol nu e suficient și l-am mai pățit și la începutul play-out-ului, când am condus 1-0, sau nu, asta era un campionat regulat, 1-0 și după am pierdut 2-1. La fel am egalat la meciul tur cu Viitorul și după aia am pierdut. E păcat, pentru că eu cred că am fi meritat cele 3 puncte. Iașiul consideră că sezonul a trebuit înghețată pe toate aceste cazuri de COVID. Noi ne-am exprimat la începutul, eu știu, chiar după pandemie sau când trebuia să se înceapă. Pentru că n-ai cum. Nici din fair play față de echipele care au probleme, nici din fair play nici pentru noi. Nu se pare corect că alții să joace după ce se termină, play-out. Soluții nu știu dacă mai sunt, dacă se mai poate, eu știu, amânat încă o săptămână pentru asta. Federația își dorește cât mai repede să termine și play-off-ul și play-out, mai ales play-out-ul, pentru că pe 22-23 se începe campionat. După cum programat e să joci barajul pe 15 și pe 18, deci o bătaie de joc. După 3 zile tu trebuie să începi nou sezon. Deci, practic, ne batem joc și de sezonul ăsta și de celălalt. Asta acum, nu știu ce să zic, dacă și nici nu vreau să dau o părere. Că ce am avut de spus, eu am spus la început, deci până să se ajungă în situația. Dar am zis că o să fie cazul de coronavirus la echipe. Acum sunt două echipe sau trei echipe care sunt una în Liga a doua, dar o să vedem după următoarea testare care o să fie situația. Cât de mult credeți că va conta acest punct cu Viitorul? Orice punct, am zis de la început, contează. Dacă am fi avut un punct și cu Clinceanu, meritat, deci vorbesc un meci în care am fi meritat. Deci mai avea un punct, Clinceanu minus 2 puncte, cu voluntarii la fel. Au dat un gol dintr-un penal care s-a dat cum s-a dat și după aceea ai avut două ocazii clare în repriza a doua seriale. Deci erau două puncte prețioase, iar voluntari și Clinceni aveau cu două puncte mai puțin, plus cu Sibiu. Deci am văzut ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Și spre surprinderea mea, după meci în care a fost influențat și a fost influențat, zic bine, de un arbitru, după care tu îi oferi un meci decisiv în play-off. Și chiar nu mai înțeleg nimic. Sperați la o salvare de la retrogradare pe teren sau așteptați o decizie de întreruperea campionatului? Eu vreau pe teren, mi-aș dori pe teren, dar în condiții în care toată lumea, cei care au restanțe, să le joace până în ultimele două etape. Mi-aș dori să joacă și în alte țări, cel puțin ultima etapă, toată lumea se joace în aceea zi și la aceeași oră. În Belgia sunt cu două etape înainte de a se termina campionatul, pentru că atunci nu mai e fair play. Deci stau unii să vadă, să facă calcule, să facă aranjamente, că asta e. Și nu suntem în România. Că nu trebuie să intervenții, influențe din partea arbitrilor, impresarilor, deci toată lumea, e perioada lor cea mai bună. Totuși vă îngrijorează faptul că fotbalul ar putea pierde lupta cu virusul? Normal, pe mine m-am îngrijorat de la început. Când am ieșit cu declarația și după aceea toată lumea și pe mine și pe președinte ne-au atacat, doamne, ne frică de retrogradare. Și alte echipe, dar
ce am crezut noi. Am atâta experiență, nu? Alții merg pe plasă, dar și ei se gândesc, dar nu au curajul să spună, ca să nu, eu știu, să fie peștelici de ligă și de federație. Nu a spus că o să, n-avea cum să eviți. Când te-ai protejat, te protejezi tu, dar aici, dar jucătorii se duc acasă, se întâlnesc cu prietenii, cu familiile, n-ai cum, nu se poate. Plus că în ultima perioadă numărul de contaminați a crescut foarte serios.